Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom vorbi puțin despre febra și răceala, cum apare din punct de vedere energetic. Răcelile. Știți și voi că sunt senzații de frig însoțite de obicei de tremurături. Adeseori se manifestă cu stări febrila. Febra este de fapt o creștere anormală sau, sau excesivă a temperaturii corpului, care de multe ori este asociată cu creșterea pulsului. Dragii mei, aceste simptome reflectă efortul corpului de a-și regăsi starea lui de, starea lui de sănătate. În simptomele de răceală și febră există Două principii fundamentale ale fizicii. Și am să vi le spun puțin uh, mai repede, ca să înțelegeți. Dacă, dacă vrem să transformăm materia în spirit, trebuie atunci să-i mărimem energia sau temperatura. Dacă vrem să transformăm atunci spiritul în materie. Trebuie să-l condensăm ca și cum l-am trage în jos prin răcire. Vă dau un exemplu. De pildă, pentru a preschimba gheața în abur, folosim atunci căldura, da? E foarte simplu pentru a transforma aburul în gheață. Folosim atunci un proces, un proces de răcire, da? Febra dragii mei, așa cum v-am spus, reprezintă preschimbarea, preschimbarea materiei în spirit. Creșterea, creșterea temperaturii și accelerarea pulsului, of, iar am știți lumânarea, așa, au rol de a înfierbânta și arde toxinele care sunt acumulate în trupul nostru fizic. Această prefacere a toxinelor, prin intermediul febrei, este, de fapt, o formă de eliminare. În același timp, ea permite corpurilor noastre subtile să se extindă în afara corpului fizic pentru a atrage atunci mai multă energie, intensificând astfel procesul nostru de vindecare. O răceală. O răceală reflectă, de fapt, transformarea spiritului în materie sau o mai mare uh, concordanță între spirit și materie. Tremuratul, care de multe ori însoțește răceala, constituie atunci o modalitate de restabilire a concordanței dintre corpurile subtile și corpul, și corpul nostru fizic. Dacă manifestăm uh, simptome mai puternice de febră, înseamnă atunci că pierdem în contactul cu latura spirituală, da? Ar putea atunci a reflecta o, o, o aglomerare toxică cu în materii fizice precum și nevoia unei stimulări a activității corpului pentru a-i accelera pulsul. Ai fost mai sedentar în ultima vreme? Activitatea ta uh, a lăsat de dorit? Uh, ai neglijat oare cumva aspecte ale ființei tale, uh, altele decât cele de natură fizică? Lucrurile se agită în jur, iar tu nu acționezi în niciun fel, nu? Dorințele tale capăt atunci amploare și, și nu poți să ți le exprimi, da? Ai cumva o supărare. O supărare pe care. Eh, na, ți-o reprimi și acum este nevoia să se echilibreze din ființa ta înainte de a se declanșa problema de sănătate. Dragii mei, faptul, faptul că răcim poate. poate avea diverse. diverse semnificații. Răceala determină o contracție, o, cum să-i mai spun, o micșorare. Ai cumva, ai cumva tu tendința de a te închide în tine. Vrei să, să te izolezi cumva. Ai mai, Ai fost mai, eu știu, mai împrăștiat, mai aerian în ultima vreme. Astfel, în tu, tu, tu simți nevoia să te aduci și să, să revii cu picioarele pe pământ. Ai fost implicat în atât de multe activități încât nu ți-a mai rămas timp pentru tine. Sunt lucruri și activități care te împart în numerați direcții și te dezorganizează. Începi să, te, să, să schimbi tu ceva în viața ta? Dragii mei, sunt atâta de, întrebări, atâta de multe întrebări pe care mintea ta le pune atunci, doar trebuie să fii atent. Uh, sau o altă întrebare care te poți, o poți spune. Ai atât de multe de făcut încât, încât nu mai poți față. Te-ai simțit în nesiguranță și sigur și uh, uh, singur într-un moment al vieții tale. Toate aceste întrebări fac să apară aceste simptome de febră și de răceală. Așa că trebuie să fim atenți la corpul la corpul nostru și, bineînțeles, să ne exprimăm fricile, să le dăm afară din noi. Ok, acesta a fost uh, videoclipul nostru din. Uh, în ce privește febra și răceala, ce reprezintă din uh, punct de vedere energetic și, în câteva cuvinte, v-am arătat, deci, cum apare febra și răceala în corpul nostru. Ok, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și mă susțineți, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Ok, pe mine mă găsiți pe pagina mea de Facebook, Gabriela Ilinca, pe canalul meu de YouTube, Ilinca Gabriela, apoi pe blogurile mele, care le am de mult, de foarte mult timp, Viața, Rechiusui, Gabriela Irinca Reiki terapii spirituale și inițieri și masaje dincolo de viață, de unde au luat naștere prima mea carte și sper să o termin și pe a doua. ok? Mi-au la revedere de la voi cu mult drag, așa, dar tot cu fraza mea magică, vă transmit, dragii mei, din suflet, din suflet, lumină și iubire. Vă